doamna Maria, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Iar surpriza vine din partea copiilor. Bună ziua, doamna Maria, și la mulți ani! La mulți ani! Pentru dumneavoastră. Ia aplauze așa! Vreau să vă întreb de partea cui este această surpriză. Din partea copiilor. Credeți că din partea copiilor? Haideți să aplaudăm! Eu am un mesaj în care scrie cine va organiza această surpriză și ce vă dorește. Scumpă, iubită, Gitașa noastră, mamă, primește felicitările noastre cu ocazia acestei zile minunate. Iartă-ne dacă cel puțin o dată te-am supărat. În ciuda tuturor lucrurilor să știi că noi te iubim și te prețuim foarte mult. Ești cel mai bun om din viața noastră, cea mai dragă, cea mai frumoasă. Întotdeauna ne susții, ne ajuți, chiar și atunci când alții ne ignoră. Întotdeauna te bucur sincer pentru orice succes al nostru. Îți mulțumim pentru tot. Pentru că ne-ai învățat, pentru că ne-ai crescut. Îți dorim să fii mereu sănătoasă, să nu te întristezi și să zâmbești cât mai mult. Mămica noastră, noi te iubim la mulți, mulți ani. Aplauze! Și să știți, doamna Maria, că mai am un buchet pentru dumneavoastră. Un buchet din melodii. Da? Și vă îndemn să lăsați buchetul într-o parte și să ne încingem așa la o oră cu toată lumea. Și-o cheamă și-n alța, scrie o dată.
de care să ne desenez, de a te lua picrez. Și nu mai sunt niciodată I'm not afraid.
nepoatele, nepoții, toată lumea. Să nu mai împătrânim, măi, Iulia, măi!
da? Și eu știu că dumneavoastră aveți un cuvânt de mulțumire pentru copiii dumneavoastră, pentru nepoții, pentru toți acei care astăzi v-au organizat așa o surpriză, care astăzi au venit să vă susțină, care astăzi v-au umplut inima de cuvinte frumoase și eu cred că de clipe fericite de neuitat. Noi o să vă aplaudăm cu toată lumea și vă oferă acest microfon. Vă mulțumim frumos la toți și vă doresc vouă mult sănătate, fericire în viață, să mă bucur de voi. Vă mulțumesc! Să vă oprim! Haideți să mai spunem încă o dată! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Și să mai fiu inima dată lumii! La mulți ani și toți sănătoși, doamna Maria, să trăiți cu numele, pentru că acest nume are un înger așa puternic. Eu cred că acest nume v-a adus noroc în viață, la care v-ați mândrit toată viața și de azi înainte tot o să vă mândriți cu acest nume și desigur cu acești minunați copii, nepoți care îi aveți în preajmă. Aplauze! M-a selicit ficiorul, să-i mulțumesc lui. De cadou care mi l-a trimis și îmi pare rău că nu suntem alături, ce să facem, asta e viața. Să-ți fie o